aceasta, cât va merge și cât va avea Dumnezeule de umblat, te rog, sprijinește-l, Doamne, în orice strâmtorare, fii cu el și când va chema numele tău, coboară-te în necazul lui și ascultă-l din cer. Îți mulțumesc că l-ai binecuvântat și ai scris numele în cer. Te laud, Tată Ceresc, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Frate Ioni, aici sunt martorii văzuți și sunt și îngerii aici care cântă de bucurie pentru că astăzi îl primești pe Iisus Hristos în inima ta. Te întreb aici, înaintea fraților și a îngerilor care nu-i vezi, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Domnul să te binecuvânteze! Crezi că Iisus Hristos și-a dat viața pentru tine? Aleluia! Domnul să te binecuvânteze! Crezi că prin sângele lui Iisus Hristos tot trecutul tău poate să fie iertat? Amin! Aleluia! Domnul să te binecuvânteze! Din gura. Tare să crezi în jertfa Domnului Iisus? Domnul să te binecuvânteze! Aleluia! Să mai pun o întrebare aici, înaintea fraților. Aici este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Până când vrei să-L slujești pe Iisus Hristos? Până la moarte. Până la moarte. Domnul să te binecuvânteze! Aleluia! Pe baza credinței tale din inimă și a mărturisirii tale cu gura, noi te botezăm. Prinde-te de nas! În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin! Amin!